De sărbătoarea nașterii Domnului, mesele au fost puse și pline de bunătăți, fiecare a încercat să pună pe masă măcar produsele tradiționale, iar împărțirile de pomană au fost respectate. Au fost și oameni care de ajuns și de Crăciun au muncit și nu ne referim aici la poliție, ambulanță sau pompieri ori jandarmi, care au fost la datorie. Brutarii și patiserii din fabricile de pâine au lucrat non-stop și la foc automat pentru a onora comenzile. Astfel, cea mai mare fabrică de pâine din Mehedinți, Aurora, a fost într-o forfotă maximă. 10.000 de colaci, colindeți și pâini care au ajuns în fiecare colț al județului au fost preparați aici. Cât durează ca să faceți colaci și tot ce mai faceți dumneavoastră acum de sărbători? Cam o săptămână. De cât timp munciți? De azi dimineață, de la ora 7. Față de anul trecut sunt mai multe comenzi? Da, foarte multe. Oamenii au muncit la foc automat și chiar directorul fabricii de pâine a ajutat personalul pentru ca toate comenzile să fie onorate. Astfel, în comparație cu anul trecut, comenzile au fost cu aproximativ 30% mai mari. Au existat întârzieri nu foarte mari și până la urmă toate comenzile au fost onorate în timp util. Față de anul trecut, cum este acum? Aveți mai multe comenzi? E mai mult de lucru? Puteți să faceți o comparație? Față de anul trecut, comenzile au fost mult mai mari. Din punctul ăsta de vedere vreau să le mulțumesc clienților noștri că s-au îndreptat spre noi. Comenzile de colaci au fost mult mai mari, undeva cu 30%. Astăzi am avut sincope de producție, adică am întârziat comenzile, pentru că fiind foarte multe și foarte mari, capacitate, cu toate că avem o capacitate foarte mare de 3.000 de bucăți pe oră, se pare că am întârziat anumite comenzi. Ați spus inclusiv mâna dumneavoastră printre toți cei care aveți să-i ajutați. În pre-noaptea evenimentului, și evenimentul la noi, Crăciunul, e pe 24, că astăzi e ziua de vânzare maximă, noaptea dinainte, toți cei care avem altceva de făcut în timpul anului, în noaptea respectivă venim și ajutăm producția. Eu, directorul comercial, toată lumea care face altceva în perioada asta.